Salut! Azi revenim cu un nou videoclip. În videoclipul de astăzi vreau să vă prind, să vă prezint un zdrobitor de fructe care funcționează perfect. Cum să îl faceți să nu, nu aveți probleme? În primul rând vă trebuie, vă trebuie un ax, chiuva în sine, să axul, părul menț, la mine e făcut din două bucăți partea de jos care în sine e suportul ce o să-l prindem pe, pe această pălancă în patru șuruburi și partea de sus partea de sus chiuva pe partea de jos am prins axul și acum o, o să dau mai aproape o să filmez aproape ca să vă arăt exact cum îi, să vedeți, uitați aici, partea, vedeți, e din două bucăți, partea de jos în sine și partea de sus, să prindem șuruburi, axul, axul, axul e părul menț, haideți să vedeți și în partea asta, în partea asta e fix, îi prins, am făcut la ax să-l putem muta cu tot cu rulmenți încă îl mutem într-o parte și într-alta și acum în untru foarte important în untru avem pe trei sferturi dintre cubă, pusă tablă ca să nu, ne, să nu ne, arunce fructele în sus și când, go, când punem, punem pe partea asta fructele, nu le aruncăm direct în, în cuțite atunci pe o parte, Uitați, pe partea dinspre mine unde filmez. Am sudat cuțitele la o, și vedeți o distanță cam de 2. Iar cel mai important, când vă faceți un zdrobitor, pe ax, pe ax e băgată o țeavă groasă și pe ea sudăm la fel la mele cuțite din astea, la mele ca și pe partea fixă, aceeași. Dar uitați cum le sudăm. Nu le sudăm ca la cele ce le cumpărați din comerț în linie. Pe partea fixă îi sudate în linie, iar pe partea, pe ax, îi sudate unul după altul. Uitați cum vin, uitați cum se învârt. Așa să le sudați și dumneavoastră. În felul, în felul acesta, nici nu, nici nu o să se blocheze, nici nu o să să rupă dinții. Pentru că dacă le-ați fi sudat fixe și pe țeavă, vă dați seama când se învârteau ele dintr-o dată. Toate se întâlneau, se întâlneau dintr-o dată aici. Și dacă erau fructe mai mari, nici de cum nu. Deci, foarte important. Încă o dată vă arăt cum sunt sudate. Vedeți cum vin? Uitați, plecăm de aici. Primul, din partea dreaptă, și uitați cum vin. Ele vin pe în. Părând. și în felul acesta veți proteja, veți proteja tot timpul. Uitați, învârtim invers. Vedeți? Așa să-l faceți. Am măcinat cu el deja de, de patru ani de patru ani și nu face probleme. Celălalt, ce l-am avut, am avut și pe ax fix, și pe pe chiuvă fix și ba s-au rupt cuțitele, ba tot felul, de, tot felul de probleme. Uitați cât e distanța. Na, aici o să vă ia ceva timp până o să-i sudați, dar și sudura să mergeți la meseriaș. Pentru că să știți că e forță, mai ales dacă băgați fructe mai tari, pere mai tari sau mere la prune, merge. Dar la astea, la alte, deja e forța, forța, mai mare. Acum să vorbim un pic despre suport. În partea de jos sunt sudate pe o parte. Uitați, două bucăți de cornier, pe cealaltă la fel. Le prindem pe o palancă. Acum pe o pălancă. iar palanca, iar palanca o decupăm cât îi gura cât e gura cuvei jos și în felul ăsta avem fix iar în cealaltă parte tot pe pălancă punem punem motorul vă recomand vă recomand aici eu macin cu un motor de 2,2 de totuși e forță să aveți să nu măcinați cu motor micuți Vorbim de zdrobitorul acesta de ăsta dacă aveți de alea cumpărate de pe micul fermier dar cu alea nu puteți măcina în regim profesional eu macin cu el pff, odată 5-600 de kilograme când nis fructe și buni și nu face probleme ax m am zis părul menț bine fixat și alea iar la iar pălanca cu tot cu cu chiuvă și cu motor de obicei o prind, o prind și, și, pe, cadă cu două menghi în de mâini. și în felul acesta mergem astea. Na. Cureaua să nu fie strânsă exagerat. Să o lăsa aibă joc ca orice curea. Cam asta a fost despre zdrobitorul de fructe făcut acasă. Sper să vă faceți și voi care vă ocupați cu așa ceva. V-am explicat destul de în detaliu. cel mai important lamelele să nu fie pe ax sudate în linie pentru că o să se rupă și o să, bloche, o să se blocheze tot timpul motorul. Și din cauza asta am zis să nu strângeți exagerat cureaua că la o adică dacă s-a blocat axul să nu arde motorul. Iar tabla asta v-am zis uitați cum vine. Ca să nu arunce fructele în sus. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim.